Bună ziua! Astăzi vom începe pe viu să vorbim despre tainele Universului din punctul de vedere al teoriei lansate în Universul Viu. O carte scrisă de Stelian Cartacuzencu și Gheorghe Parascan și care se referă la un univers cu 6 dimensiuni. Oare universul are într-adevăr doar 3 dimensiuni, lungime, lățime și înălțime, cum ne spun toți cercetătorii din ultimii mii de ani până în prezent? Sau mai există o taină, un spațiu, o axă care ne-ar da un răspuns adecvat întrebărilor noastre? Este oare spațiul 3D, care este abstract, capabil să redea atâtea forme de existență ale Universului nostru? Iată o întrebare care l-a preocupat pe unul din autorii acestei cărți încă din copilărie. Pe mine mă cheamă Parascan Gheorghe și de când mă știu, lucrez la cunoaștere, la acest domeniu fantastic care ar putea să ne spună mai mult decât știm în prezent. Mai ales că nu știm prea mult. Ceea ce cunoaștem sunt foarte multe observații, foarte multe măsurători, foarte multe date științifice. Ori acestea sunt de obicei legate de dimensiunile date de spațiu 3D, dar mai ales de spectrul electromagnetic, de lungimile de undă, de intensitatea undelor și de duritatea sau densitatea obiectelor din jurul nostru. Toate formele care există, oare există întâmplător? Oare există datorită gravitației? Puțin probabil, deoarece tot se așteaptă ca prin gravitație toate corpurile și toți atomii din univers să se adune într-un punct. Să fi avut Isaac Newton dreptate? Există gravitația cu adevărat? Un lucru nu a făcut Newton, și anume acela de a se gândi ce se întâmplă dacă mărul care a căzut din copac ar fi căzut într-o baltă, mărul s-ar fi dus la fund, după care ar fi revenit la suprafața acesteia și s-ar fi oprit exact la densitatea apei, care este egal cu densitatea lui, a mărului. În condițiile acestea, Newton nu a realizat decât jumătate, efectiv doar jumătate din formula gravitației, din formula fenomenului, ca să spun mai bine, anume că mărul a căzut într-adevăr. Formula este absolut corectă, numai că mărul s-a dus într-un lichid la o altă densitate mai mare decât aerul, după care a revenit exact la densitatea lui. Ce este densitatea? De ce mărul s-a urcat până la suprafața apei? Este vorba de antigravitație? Doar avem materie deasupra a suprafeței apei și de desubtul suprafeței apei? Să fie mai importantă o zonă decât cealaltă? Să fie considerată doar căderea esențială, nu și urcușul mărului în apă spre suprafață? Ar fi absurd să considerăm că
doar una din idei, una din concepte ar fi valabilă. Dacă vrem să creăm o formulă a gravitației, în sensul în care mărul cade până la suprafața apei, va trebui să creăm încă o formulă inversă acesteia, în care mărul se suie spre suprafața apei. Aici am considerat mereu că este ceva de neînțeles. Nu am înțeles în primul rând de ce Newton nu a sesizat acest fapt. Dar probabil s-a gândit și el, ca și ceilalți, că sunt alte legi capabile să explice de ce un măr este împins din apă de jos în sus. Dar, de fapt, aceleași forțe acționează și asupra aerului, care împinge mărul spre jos, cât și asupra apei, care împinge mărul spre sus. E această diferență dintre cădere și urcare este, de fapt, densitatea. Densitatea aerului, densitatea apei, care nu îngăduie mărului să se miște decât spre o anumită direcție, aceea a echilibrului, adică exact la densitatea egală cu a lui însuși. În acest concept nu mai putem vorbi de atracție universală, ci pur și simplu de o căutare, căutare continuă la nivel de densitate a obiectelor către un echilibru perfect. Este interesant că formula care se aplică la nivel de gravitație este perfect valabilă și în cazul ideii în care acceptăm că înlocuim gravitația cu densitatea. Ba, este mult mai logic, deoarece gravitația nu are încă obiectivitatea care să o justifice. Practic nu știm nimic despre ce este gravitația, doar bănuim. Uneori mai spunem că o undă în cosmos, undeva la miliarde de ani lumină, au format niște unde gravitaționale, dar de fapt nu știm nimic. Toate cărțile acelea groase despre gravitație, care creează formule și restul, modele de calcule gravitaționale, nu justifică nimic în paralel cu realitatea. Ceea ce vedem în realitate nu este nimic altceva decât densitate. Nu ar fi normal ca toate fenomenele care se aplică căderii mărului lui Newton să fie luate în același mod de seriozitate ca și cele care urcă mărul spre suprafața apei, la densitatea mărului. E, această linie, această suprafață a apei în care mărul se simte bine, în care se află în echilibru, nu reprezintă pentru univers o axă, o suprafață, un punct de echilibru între macrounivers și microunivers. Pământul nu este decât o sferă în care regăsim pături sferice, una în interiorul celelalte, tot mai dense și mai dense, mergând spre centrul Pământului. Dar undeva există un echilibru și mărul a găsit acel echilibru. Putem spune că fiecare corp, prin densitatea lui, nu face altceva decât să se situeze într-un anumit punct pe o axă infinită a densităților.
astfel încât noi suntem echilibrați cu o zonă asemănătoare aproximativ cu a noastră ca densitate. Cădem prin atmosferă spre Pământ, spre o densitate similară cu a noastră. În schimb, dacă revenim pe Pământ, pe elementul solid al Pământului, densitatea este mai mare ca a noastră. Deci ne oprim la acest plan. Dar dacă avem șansa să cădem în lichidul care este apa fundamentală din interiorul nostru, atunci ne scufundăm și revenim la nivelul suprafeței apei, exact ca și mărul din povestea lui Newton. Deci, suprafața apei are legătură cu însăși existența noastră, existența vieții terestre. Desigur, există vietăți și la adâncimi mai mari, numai că ele au în interiorul lor apa care se află la aceeași densitate cu exteriorul apei din jurul lor. Deci întotdeauna organismele vii sunt într-un raport de egalitate a densităților interne cu densitățile externe. Este această poveste capabilă să ne spună că orice corp, prin densitatea lui, se află la un moment dat într-o zonă de echilibru? Este. Este ca și cum am spune că în alte dimensiuni, cele tridimensionale abstracte, matematice, în care spunem că suntem la kilometru 22 pe o autostradă, la fel putem spune că ne aflăm la kilometrul X pe autostrada numită densitate. Deci densitatea este o axă fundamentală, ca și lungimea, lățimea, înălțimea, spectrul electromagnetic și spectrul intensităților. Densitatea rezolvă problema gravitației, ba mai mult, o dublează, căci corpurile nu numai cad la infinit, dar nici nu urcă la infinit, ci se opresc la o zonă de echilibru în care densitatea este fundamentală. Desigur, există și varianta unui balon practicată de pești. Au vezică din interior care atrage aerul și își modifică volumul peștele respectiv. Dar apa din interiorul peștelui are densitatea apei exterioare. Dar jocul vezicii, care este umflată cu aer, este acela de a se juca cu volumul. Acest volum face ca peștele să urce și să coboare, dar în același timp va fi silit să își modifice și densitatea apei interne, căci altfel va plesni. Nici nu poți cobori în interior la adâncimi mari dacă nu ai aceeași densitate cu apei în acea zonă, dar nici nu poți urca, astfel încât foarte multe specii marine sunt pur și simplu prizonieri unei zone de densitate. Același lucru se întâmplă și cu spectrul electromagnetic. Noi suntem prizonieri spectrului electromagnetic clasic, cuprinse între anumite lungimi de undă, de la nivel de undă radio până la nivel de undă gamma. De ce
nu putem percepe sau nu putem trăi și mai sus, pe alte unde, mai lungi decât undele radio sau mai mici decât undele gamma, pur și simplu că asemenea peștilor care trăiesc în oceane, suntem prizonierii unei anumite zone, nu doar de densitate, ci și de spectrul electromagnetic. Soarele, în momentul în care a început să emită radiații electromagnetică, nu a emis la infinit pe toate lungimile de undă, ci doar pe un anumit șir de unde electromagnetice cu prioritate. Foarte puține pe undele radio avem în prezent radiațiile emise de soare. Se pare că sunt cele vizibile. Iar cam 7% din întregul spectru electromagnetic solar sunt undele ultraviolet, X și gamma. Deci, pe un spectru electromagnetic care ar putea fi infinit ca dimensiune, soarele nu emite decât pe o mică porțiune, între anumite lungimi de undă. De ce? Pentru că toată activitatea lui intensă de emisie se limitează undeva pe spectrul infinit electromagnetic, încercând să justifice existența unui corp emitent de radiații. Ce ar fi dacă soarele ar emite concomitent pe o infinitate de radiații electromagnetice? Ar însemna ca întreaga energie a Universului să fie pe aceste lungimi de undă emise de el, și asta într-o fracțiune de secundă, ar fi ca o catastrofă. Un întreg univers adunat pe o axă în care, la fiecare nivel, ar exista câte o singură undă, de la cea infinită plus la cea infinită minus. Cum așa ceva este enorm de greu de obținut într-un univers în care totul clocotește, în care totul se mișcă și în care sunt tot felul de structuri, de la dimensiuni gigante până la cele infinitezimale. Nu există decât o șansă și o idee că fiecare stea ocupă pe un spectru electromagnetic infinit, ocupă o mică porțiune în care poate să existe și mai ales în care poate să emită unde electromagnetice datorită presiunii enorme și relațiilor dintre elementele așa zis chimice, mai ales cele radioactive în interiorul său. Așadar, suntem suspendați pe o axă a spectrului electromagnetic. Acest lucru se poate observa din faptul că energia transmisă pe anumite unde în timp, de exemplu, a linii H-alfa roșii a hidrogenului, care plecând de la zero a ajuns la un maxim după care a descrescut, cantitatea mare de unde infraroșii care în prezent este emisă și care face un joc continuu odată cu undele vizibile și face această mișcare pur și simplu pe axa spectrului electromagnetic, urcând și coborând ca un pulsar, practic fiecare perioadă de înghețare și de dezghețare a Pământului justifică ideea că soarele oscilează pe spectrul electromagnetic, încălzind sistemul solar, apoi revenind înapoi la zone mai rece ale spectrului. Acest lucru este de fapt și logic. Am făcut pe calculator la un moment dat
ca undele să pulseze diferit pe o astfel de axă electromagnetică, astfel încât una începea să crească și să descrească cu o anumită viteză, a doua pornind mai încet, următoarea mai încet, următoarea mai încet, în capătul celălalt al spectrului mai repede, mai repede, mai repede, am obținut activitatea, practic, a Soarelui, pe toate lungimile de undă pe care el le emite. La un moment dat, relația dintre aceste unde este atât de ciudată, încât ori se intensifică radiația emisă, deci se încălzește totul, ori se răcește. Mai mult, există o anumită matematică a intensităților astfel, astfel încât este posibil ca la un moment dat, pe anumite lungimi de undă, să dispară radiația, să fie zero. Ei, asta s-ar putea întâmpla și în zonele găurilor negre, în care temperatura este mai mică, soarele este puțin mai rece, de aceea apare ca fiind întunecat, pe când în jur este o mare fierbințeală, o emisie imensă de infraroșu. Diferența aceasta de temperatură ne spune că ceva se întâmplă. Activitatea aceasta face ca soarele să fie suspendat, practic, pe axa spectrului electromagnetic. În același timp, prin densitatea pe care o are în diferite structuri ale sale, este suspendat pe axa densității. Densitatea și cu zona spectrală pe care se emite sunt, de fapt, în același spațiu. Și tot în același spațiu există și intensitatea. Intensitatea acestor linii de emisie solare, atomice, cum ar fi seriile de linii a hidrogenului și a celorlalte elemente chimice. Este foarte interesantă această idee, pentru că susține ideea că în cele șase axe despre care am vorbit anterior, Soarele este suspendat prin activitate, prin poziție, prin densitate, prin intensitate, absolut, prin toate elementele sale, este suspendat undeva, nu doar în spațiul 3D, ci și în spațiul real fizic, adică spectrul electromagnetic, intensitate și densitate. Stă undeva suspendat în cele șase dimensiuni de care am vorbit inițial. El poate călători uneori pe câte una din cele șase axe, dar un lucru este cert. Orice deplasare pe o axă produce deplasări și mișcări de energie și de unde, de intensități și de densități, și pe celelalte axe. Nimic nu este fix. De aceea este foarte greu de descoperit prin metodele actuale tainele Universului, pentru că sunt aceste relații continue dintre o axă și celelalte axe. Totul este ca un dans, este ca o mișcare perpetuă. Ăsta este universul real, universul pe care trebuie să-l descoperim. Și din păcate știința este atât de încăpățânată să-i accepte realitatea. Acest lucru se întâmplă cumva și din cauza statisticii. Am lucrat în cercetare și tare mirat am fost de faptul că eram silit să fac doar măsurători statistice, mai ales când era vorba de materia vie, de modul cum cresc arbori în pădure, de modul cum se îmbolnăvesc, de modul cum reacționează natura în fel și chip la diferite combinații chimice, la ploi acide, de modul cum se usucă arbori în natură,
datorită, spunem noi, doar poluării. Dar arborii, la nivel planetar, se usucă nu doar din cauza poluării, se usucă și din cauza activității solare ciclice. Pentru că v-am spus, uneori, combinația tuturor undelor de la nivelul Soarelui duce la încălzirea planetei noastre, pentru că noi trăim în atmosfera Soarelui, sau la răcirea planetei noastre. Și toate se întâmplă la fel ca și apariția numerelor prime pe șirul natural al numerelor. Nimeni nu ar ști care este secretul. Dar ce-i secretul acestor numere prime face parte din această teorie de care vă vorbesc. O să vedeți cum prin spațiul 6D putem rezolva foarte ușor, extrem de ușor, problema numerelor prime și nu numai atât. Mult mai multe probleme care astăzi sunt date sub preșul istoriei matematice, ascunse pentru faptul că nimeni nu a găsit rezolvarea. Ei, ca să închim această primă emisie, vă mai spun doar atât. Un punct din raza de lumină, dacă îl trecem printr-o prismă optică, vom obține o singură culoare care se schimbă din când în când, când în roșu, când în verde sau așa, sau simultan acel punct se transformă în toate culorile, în rogvaiv. E o idee de la care personal am plecat și am ajuns să gândesc ulterior universul cu totul altfel. Mi-am dat seama că în fiecare punct din spațiul tridimensional ambient avem încă o structură, cea a spectrului electromagnetic, care este de fapt o dimensiune a spațiului, pentru că vorbim de volumele undelor. În felul acesta am reușit, analizând un punct, să-mi dau seama că în interiorul lui există spectrul electromagnetic, că spectrul electromagnetic la rândul lui este și el aflat pe o axă a intensităților, intensități care la rândul lor fac parte, alături de spectrul electromagnetic, pe o axă a densităților. De fapt, în sfârșit, cum ne așteptam, ne aflăm într-un univers real. Gândim printr-o știință reală, folosind toate măsurătorile care se cunosc deja, le folosim pentru a justifica un model real, nu unul abstract, nu 3D, ci 3D obiectiv. Nu avem lungime, înălțime și înălțime care creează un spațiu abstract, monocrom, ci avem spectrul electromagnetic, intensitate și densitate, care este realitate. Acesta este adevărul care trebuia să fie descoperit în antichitate. Măsurătorile și gândirea reală. Eu, prin studiul undelor electromagnetice, pot să fac matematică, pentru că este o perfecțiune colosală în acest spectru electromagnetic. Pot să aflu numerele prime, după cum veți vedea. Pot să rezolv milioane de probleme și de întrebări care există astăzi. Dar prin spectru 3D clasic, abstract, nu pot să fac nimic. Nici măcar timpul nu pot să-l înghesui. Nu pot să-l justific ca existență. În acest cub, acest miraj abstract, care nu poate fi decât matematic și atâta tot. Săracul Einstein s-a chinuit să-și imagineze tot felul de forțe care ar face față
și s-ar prinde cumva în acest spațiu tridimensional, abstract. Și a imaginat tot felul de forțe care puse împreună în jurul corpurilor poate modifica ideea de spațiu abstract. Ei bine, trebuie să recunoaștem, de mii de ani ne chinuim și nu se întâmplă nimic. Simpla formulă a lui Einstein că materia și viteza poate schimba cumva spațiul abstract este un nonsens, pentru că acel spațiu 3D nu există decât în mintea noastră, în mintea abstractă, primitivă, pentru că realitatea acționează cu totul altfel. Acționează prin spectrul electromagnetic, care poate să explice și atomul, poate să explice și viața, poate să explice și cosmosul și structurile sale. De asemenea, intensitatea poate să dea materialitate acestei structuri electromagnetice. Noi ce vedem cu ochii? Vedem culorile, adică spectrul electromagnetic, dar nu am reușit să vedem culorile dacă n-ar exista intensitatea. Ei bine, intensitatea face ca culoarea roșie să fie mai intensă sau mai puțin intensă. În felul acesta putem observa natura ambientă. Iar densitatea, să ne întrebăm, de ce nu cădem în centrul Pământului? Pentru că ceva ne oprește. Și cine oprește? Nici gravitația, nici antigravitația, ci propria noastră densitate, care a evoluat și a știut să evolueze exact într-o zonă în care nu puteam fi distruși ușor. Pentru că densitatea noastră este a apei lichide, iar apa lichidă depinde de o anumită poziție față de soare, de o anumită cantitate de infraroșu, de vizibil pentru a face fotosinteză și de restul din radiațiile pe care soarele le emite, pentru că și bacteriile au nevoie de energie și, după cum veți vedea, radiațiile gamma, X și ultraviolet sunt exact radiațiile pe care bacteriile și structurile foarte mici din microcosmos le consumă. Deocamdată ne oprim aici. Urmează ca în episodul 2 să mergem dincolo de granițele obișnuite și să explicăm înainte de orice ce este viața, dacă a apărut, dacă a fost nevoie să apară sau a fost dintotdeauna. Și în felul acesta să reușim să explicăm și evoluția vieții și chiar pe noi înșine. Eu vă mulțumesc, ne vedem în episodul 2. Cu bine!